Avocatul bărbatului și procurorul de caz vor cere expertiză psihiatrică pentru suspectul de pedofilie. Între timp, ministrul de interne Carmen Dan a anunțat în această dimineață că se va întâlni cu persoana responsabilă de testările psihologice. Toată lumea se întreabă cum de suspectul de pedofilie a rezistat atâția ani în sistem. Asta în contextul în care, pe lângă acuzațiile de pedofilie, polițistul este acuzat că a agresat o femeie anul trecut. Dosarul a fost clasat deoarece victima și-a retras plângerea și a scăpat. Mai mult decât atât, porecla lui, în rândul polițiștilor, era violatorul. Bianca Iacob vine cu mai multe informații. Bianca, bună dimineața! Bună dimineața! O întâlnire importantă va fi astăzi, în această dimineață, aici la Ministerul de Interne. Ministrul se va întâlni cu șeful Centrului de Expertiză Psihologică. Vor fi discuții legate, cel mai probabil, de modul în care sunt alcătuite și desfășurate aceste teste psihologice pe care agenții le fac odată la 3 ani. Desigur, a fost înaintată o cerere în cursul zilei de ieri din partea Ministerului de Interne către Poliția Română pentru a da câteva răspunsuri cu privire la aceste testări și cu privire punctual la testările pe care le-a făcut agentul Eugen Stan. Vor fi concluzii trasate într-o conferință de presă aici la Minister, undeva după ora prânzului. Așteptăm să fie comunicată această oră. Între timp, cercetările continuă și pe alte spețe. Spuneai de o plângere care a fost retrasă, o plângere pe numele agentului Eugen Stan. Cercetările în acea speță continuă, chiar dacă această plângere a fost retrasă. Se fac cercetări în continuare, nu doar pe această speță, ci și pe alte spețe, cu un mod de operare asemănător cu cel al agentului de la Brigada Rutieră, și dacă din probatoriu va reieși că el este principalul suspect și în aceste cauze, vom vedea dacă va fi pus sub acuzare sau nu. Cert este că în acest moment cercetările continuă și se poartă și discuții în paralel pe această testare psihologică a agenților. Bianca, mulțumesc foarte mult și stăm de vorbă chiar în aceste momente cu avocatul lui Eugen Stan, domnul Adi Constantin Dumitra. Bună dimineața și mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună dimineața, doamnă. Domnule avocat, ce se întâmplă? Cum au decurs audierile? Cum a reacționat clientul dumneavoastră în fața anchetatorilor și în fața întrebărilor despre atacul din lift, dar și despre celelalte atacuri din trecut? Așa cum am declarat și anterior, și-a recunoscut învinuirile care au fost aduse și cam atât. Pare regretă, că regretă, fapta, conștientizează ceea ce s-a întâmplat acolo? Sincer să fiu, pare că are niște probleme de sănătate. Ce anume vă face să spuneți asta? Vă rog, descrieți-mi puțin cum au decurs audierile, care a fost atitudinea lui în fața colegilor polițiști. La început a avut o atitudine, să zic că a avut o atitudine sinceră și urmează să facem, să demarăm, să depunem o cerere la instanță ca să poată să... Clientul dumneavoastră a fost cel care le-a spus polițiștilor despre celălalt act de pedofilie din 2012 sau a fost întrebat de polițiști și a recunoscut? Nu, a fost întrebat de către polițiști, i s-a spus că au probele dânsului ADN și într-un final a recunoscut și faptele respective. Și ce a spus despre acel moment? Nu și-a amintit, n-a putut să dea niciun fel de detalii. Dar a recunoscut și știe sigur că el este cel care a comis fapta. A spus că dacă sunt probele dumnealui acolo, posibil că el este cel care a săvârșit fapta respectivă. Se vorbește despre un alt caz de agresiune de anul trecut, când o femeie ar fi fost agresată, dar și-a retras plângerea. Despre acest caz ce a avut de mărturisit? Nu am cunoștințe. Nu s-a discutat despre asta la audiere? Nu. Nu am cunoștințe de acest caz. Spuneam puțin mai devreme că atât dumneavoastră cât și procurorul de caz veți cere expertiză psihiatrică. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum l-ar putea ajuta pe clientul dumneavoastră? Păi dacă n-a avut discernământ în momentul când a săvârșit infracțiunea, posibil că are șanse să fie internat într-un centru medical de specialitate, nu?
A mai avut probleme psihice? Apare în evidența vreunui medic din acest punct de vedere? Nu apare niciun înregistrat nicăieri cu probleme psihice. În momentul în care a fost confruntat de anchetatori, sunt foarte curioasă care a fost atitudinea dânsului. A bătut în retragere, a încercat să se apere inițial. Cum a reacționat? Pur și simplu nu a spus nimic. Au fost momente de tăcere? Da. Și cum a fost că convins să vorbească? Am stat de vorbă cu dumnealui, i-am arătat, a văzut înregistrările. Și reacția când a văzut înregistrările, care a fost? Pentru că în acele înregistrări apare, nu aș vrea să le descriu, agresând acei copii. Sunt foarte evidente imaginile. Dumnealui consideră că au fost niște reacții părintești, pur și simplu. A mai fost o informație care a fost scăpată, cu ghilimele, ca să spun așa, în spațiul public, respectiv faptul că le-ar fi spus anchetatorilor că, citez, iubea de foarte mulți ani copiii. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Nu a spus, n-a declarat nimic în acest sens. Nu a spus niciodată că iubea copiii de foarte mulți ani. Nu. Niciodată n-a spus. N-a declarat așa ceva. S-a discutat despre cele 48 de ore în care a fost căutat, pentru că imaginile au fost difuzate vineri seara, el a fost prins abia ieri dimineață, deci au fost mai bine de 48 de ore în care imaginea dânsului a fost peste tot în presă. Bănuiesc că le-a văzut și el. A vorbit despre ce a făcut în acest weekend? Da, l-am întrebat eu în acest sens ce a făcut, dacă a văzut la TV, dacă s-a uitat pe internet, și mi-a spus că nu s-a uitat la televizor, a auzit pur și simplu a doua luni dimineață și atât tot. Bun, și cum s-a întâmplat de fapt? Cine l-a recunoscut? Cine a făcut reclamația? Când a fost înștiințat despre faptul că este suspect? Din câte am înțeles, colegii dumnealui l-au recunoscut. Și ieri dimineață a mers la muncă și a fost înștiințat de faptul că este suspect în acest caz? Sau care a fost desfășurarea acțiunii? A mers la muncă la poliția rutieră, iar apoi s-a deplasat la poliția capitală. Și acolo i s-a dus la cunoștință că este suspect în speța din 5 ianuarie. Bun, există în momentul de față agresiunea din lift îndreptată împotriva celor doi copii. Înțeleg de la colegii mei care sunt pe teren că probele ADN confirmă că este autorul agresiunii și din 2012. Ce urmează de acum înainte? Din punct de vedere al anchetei. Urmează cursul ca oricărui dosar de urmărire penală. Fiecare dosar are cursul. Polițiștii au încercat să afle mai multe informații despre cele 48 de ore, despre cele două zile în care îl căuta toată lumea din București și nimeni nu reușea să afle cine este. Dacă s-a ascuns, dacă a intrat în legătură cu alți colegi, nu, dacă a vorbit cu alți ascuns. Colegi. Nu s-a ascuns. Omul pur și simplu a stat acasă la el, are și o casă de vacanță lângă București și a văzut de treaba lui și a dat-o. Nu s-a ascuns de nimeni. Nu. A fost la casa dânsului de vacanță de lângă București? De unde mai exact? Nu pot să vă dau adresa exactă. În jurul Bucureștiului. Deci dânsul spune că a fost la casa de vacanță și nu a știut nimic despre faptul că este căutat și că imaginile în care apare sunt difuzate peste tot la televizor? Exact. Polițiștii l-au crezut? Au insistat pe acest subiect? Nu am de unde să știu dacă l-au crezut domnii polițiști. Bănuiesc că puteți să vă dați seama din atitudinea dânșilor din timpul audierii. Avocatul dumnealui și nu pot să-mi dau cu părere în acest sens. Bun, o altă întrebare. Polițiștii au încercat să afle dacă în tot acest timp a fost protejat de cineva din poliție, pentru că au trecut, iată, aproape 6 ani de la prima agresiune, timp în care nimeni nu l-a tras la răspundere, deși aflăm acum că există niște probe ADN. Stimată doamnă, noi ne aflam în fața unei spețe de agresiune sexuală, nu am discutat dacă îl proteja cineva sau... N-am de unde să știu și nici pe anchetator nu cred că ea interesant speța de față. Eu cred că este foarte interesant această speță. Cred că este foarte interesant să vedem dacă un pedofil a fost protejat de poliție. Vă mulțumesc foarte mult, domnule avocat. Îmi pare. Mulțumesc.